Din cauza grevei profesorilor, guvernul a decis ca mediile elevilor pentru acest an școlar să poată fi încheiate până pe 16 iunie. Până la aceeași dată au fost prelungite și înscrierile la examenele de bacalaureat și evaluare națională pentru clasa 8-a. În plus, evaluarea națională la clasa 6-a nu va mai avea loc anul acesta, iar examenul de titularizare nu va lua în calcul inspecțiile la clasă, pentru că mare parte dintre acestea au fost anulate din cauza grevei. Nu în ultimul rând, probele de competențe la bacalaureat vor fi echivalate cu mediile din liceu sau, unde e cazul, cu certificatele obținute la concursurile internaționale sau europene de profil. Perioada de echivalare e între 12 și 21 iunie. În ceea ce privește probele scrise, așa cum spuneam, nu se impune în acest moment modificarea calendarului acestora, nici pentru examenul de bacalaureat, nici pentru evaluarea națională. Am primit extrem de multe mesaje de la elevi și părinți care ne subliniază nevoia ca aceste examene să-și păstreze datele anunțate. De asemenea, am fost înștiințați de o petiție cu peste 40.000 de semnături în sprijinul echivalării probelor de competențe. Reprezentanții părinților și a elevilor susțin în continuare creșterea salariilor, dar se tem că aceste măsuri ar putea dăuna intereselor elevilor. Vorbim de echivalarea probelor de competențe cu mediile din liceu, care, deși nu este absolut deloc cea mai bună opțiune, credem că este probabil răul cel mai mic. Alternativa ar fi fost probabil amânarea cu totul a examenelor naționale. Cât despre perioada de prelungire încheierii mediilor și de înscriere la examenele naționale, cu siguranță este o măsură care ar fi trebuit să vină. Există foarte multe școli în care nivelul de participare la grevă atinge chiar 100%, așa că acei elevi pur și simplu nici până acum nu au mediile încheiate. Sigur că era nevoie de prelungirea înscrierilor, dar noi, părinții elevilor absolvenți, tot nu avem siguranța că aceste examene se vor ține în timp util. Cel mai mare compromis consider că este renunțarea la inspecțiile de titularizare, pentru că, practic, angajezi pe viață un om pe care nu l-ai văzut niciodată, despre care nu știi cum se comportă cu elevii, ce atitudine are. Echivalarea competențelor, aceasta rezolvă practic urgența, dar din punctul meu de vedere pune o mare problemă de etică, pentru că noi nu avem standarde de evaluare în școală și evaluarea este foarte subiectivă. La întrebarea dacă există posibilitatea de prelungire a anului școlar, purtătorul de cuvânt al guvernului a precizat că totul depinde de răspunsul sindicatelor, care trebuie să decidă dacă vor continua sau nu greva.